ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe paginile de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Sfârșitul de an nu pare a fi chiar atât de roz, dacă putem spune, pentru mulți dintre români, pentru că sunt foarte multe legi, foarte multe ordonanțe de urgență care apar acum în această perioadă. Unele dintre ele au venit și așa ca tăvălug peste mulți antreprenori din România și nu numai. Vom discuta astăzi pe larg despre acest subiect. Vom discuta, bineînțeles, și despre pensiile speciale pe care aleșii locali vor urma să le primească de anul viitor. Până acum am vorbit despre un alt fel de pensii speciale care ar fi fost la un moment dat ar fi trebuit să fie eliminate. Lucrurile s-au mai schimbat din nou. Despre acest subiect am mai discutat de foarte multe ori cu invitații mei. Vom continua, bineînțeles, să avem dialog și să discutăm despre acest subiect și în continuare până când lucrurile vor intra într-o normalitate. Ce fel de normalitate vom vedea și anul viitor. Așadar, astăzi alături de mine este doamna Poliana Hangan, deputat din partea USR. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc! Ne bucurăm să o avem din nou alături. Sunt convinsă că și hunedorenii, cei care cred și au speranța că dumneavoastră, cei care îi reprezentați în Parlamentul României, la un moment dat le veți oferi ceea ce își doresc de foarte mulți ani. Liniște, siguranță financiară, până la urmă avem nevoie cu toții să nu ducem grija zilei de mâine, deși în prezent, dacă ne uităm în întreaga țară, nu doar în județul Hunedoara, sunt foarte mulți cetățeni ai acestei țări care au muncit poate 30 de ani și nu duc un trai așa cum sperau poate atunci când aveau 20-30 de ani să duc așa o bătrânețe liniștită. Începem emisiunea de astăzi însă cu un subiect care a fost intens dezbătut. Este vorba despre un proiect, o petiție lansată de către USR la nivelul întregii țări și pentru care a curs destul de multă cerneală în presa românească și anume jocurile de noroc. Vorbim aici de adicție, vorbim aici despre oameni care și-au pierdut casele, și-au pierdut poate chiar și familiile din cauza acestui viciu, care este foarte greu de controlat, cel puțin așa pare în multe dintre situații. Și am vrea să vedem și noi care este situația în prezent, pentru că s-a împărțit așa cumva lumea, oamenii care sunt pro acestui proiect, acestei legi, care ar trebui ar fi trebuit să apară la un moment dat, doar că lucrurile stagnează sau nu. Ne spuneți dumneavoastră acest lucru. Da, așa cum spuneți, am lansat și noi aici în județ o petiție online pentru hunedoreni, pentru că e nevoie de presiune socială. USR, colegii mei, eu am semnat proiecte de lege, 6 proiecte legislative, care dacă ar fi intrat în vigoare, pentru că unele dintre ele sunt depuse de mai bine de un an, ar fi limitat aceste săli de jocuri de noroc, de fapt ar fi limitat spațiul în care se desfășoară, astfel încât unii cetățeni să nu fie expuși permanent acestui risc. În cele 6 proiecte de legi, pe diverse categorii, noi propunem, de exemplu, distanța de la care să se afle față, de exemplu, de școli, de parcurile de joacă, de lăcașurile de cult. Pentru că, și vă dau un exemplu de aici, de la noi din oraș, peste drum de fostul liceu auto, că lumea așa îl cunoaște sub denumirea asta. Colegiul Transilvania actualmente. Da, Colegiul Transilvania actualmente. Chiar peste stradă, adică la mai puțin de 100 de metri, este sală de păcănele, cum o știu oamenii în limbajul popular. Unui elev, unui licean, îi ia 3 minute să se deplaseze din
de la poarta școlii până acolo. E suficient să se ducă doar în pauza mare și să consume din câteva apăsări pe acel aparat, să-și consume banii pe care i-au dat părinții sau poate bursa pentru care a învățat sau poate chiar bursa socială, că de multe ori cei mai expuși la astfel de riscuri sunt cei care au resurse financiare limitate. Și atunci, iar tentația este foarte mare, da, tocmai din această cauză, având exact resurse financiare limitate, știind speră că au o câștig, situație speră precară acasă, poate au și mai mulți frați și e greu pentru părinți să întrețină, acest miraj al câștigului din două atingeri de aparate de jocuri de noroc, da, poate să-i atragă, evident. Nu doar acest proiect de lege l-am depus, am depus, cum spuneam, 6 proiecte de legi, unul în care, de exemplu, se spune că sălile de jocuri de noroc să nu se afle la parterul blocurilor. Pentru că, la fel, iese persoana din scara blocului și pe altă ușă intră în sala de jocuri de noroc, tocmai ce s-a deschis aici în centru o nouă sală mare, branduită și așa mai departe. Nu știu dacă știați, dar pentru deschiderea unei săli de jocuri de noroc nu este nevoie de aviz de la primărie. La fel cum este nevoie aviz de funcționare, la fel cum este nevoie pentru orice alt, nu știu, orice altă locație care își desfășoară o activitate comercială, pentru un magazin, pentru o cofetărie, pentru orice altceva este nevoie de un aviz de la primărie, pentru o sală de jocuri de noroc nu. Apoi nu există disclaimere, da? Așa cum la pachetele de țigări spune că fumatul cauzează cancer, că cauzează îmbolnăviri, că dăunează sănătății, există reclame peste tot, nu există niciun disclaimer în mediul online sau în mediul televizat care să spună că aceste jocuri de noroc dau adicții, că oamenii ajung să fie dependenți și să-și consume toate resursele odată ce le-a intrat acest joc în sânge. Sunt mai multe proiecte de legi pentru care noi ne luptăm să le trecem prin Parlament. Din păcate, deși pe la televiziuni cei din coaliția de guvernare clamează că vor face, au depus și ei proiecte de legi, au luat, cum ne-am obișnuit din proiectele noastre pe care le-am depus, copy-paste, anumite paragrafe sau anumite părți, au depus și ei proiecte de lege pe care ulterior le-au blocat. Pentru unul din proiecte, ca să vă dau exemplu, sunt numai puțin de 6 comisii de raport. Atunci când vrei să treci un proiect de lege, de obicei îți trebuie un raport pozitiv pe acest proiect de lege. Gândiți-vă dumneavoastră că în toate cele 6 comisii de raport, acest proiect ar trebui să obțină un vot pozitiv. Ceea ce nu se întâmplă. De ce credeți că nu se întâmplă acest lucru? În condițiile în care, spuneați puțin mai devreme, aveți așa impresia că a fost furat, între ghilimele, acest proiect de către unii dintre colegii din Până la urmă, de fapt, nici, din punctul meu de vedere, nici nu contează. Că acest proiect sau că aceste proiecte vor fi trecute ca proiecte PSD, ca proiecte USR, deși, cum spuneam, noi le-am depus de mai bine de un an și dacă ar fi fost adoptate la ora asta, n-am mai fi avut cel puțin săli de jocuri lângă unitățile de învățământ. Important este să treacă, dar lobby-ul din industria păcănelelor este foarte puternic. Până și cei de la AUR, pentru că au clamat și ei că sunt împotriva acestor de jocuri de noroc, l-au luat pe domnul Sorin Constantinescu, supranumit regele păcănelelor, și au fost știri în toată presa, a devenit membru AUR. Așadar, e puțin probabil să mai susțină acest proiect. Da, pentru că între vorbe și fapte e o mare diferență. E foarte ușor să spui că vrei să faci, că te opui unor astfel de practici, și pe de altă parte să ori să tergiversezi proiectele de legi, ori să le faci, să le ții la sertar să nu ajungă la vot, ori să spui una și să faci alta, prin comisii, de exemplu, să votezi împotrivă. Și astăzi, deși aceste proiecte de legi sunt depuse de atâta timp, ele în continuare nu au trecut de votul Parlamentului. Și în acest sens am făcut noi petiția către cetățeni. Pentru că noi suntem un partid de opoziție. Cele două partide
care formează coaliția de guvernare în speță, PSD și PNL, au o majoritate largă, își permit să respingă aceste proiecte atât în comisii, cât și la vot, sub diverse pretexte. Și e nevoie de presiunea cetățenilor. Care au fost pretextele în cazul acestor petiții, acestui proiect pe care l-ați propus pentru a mai diminua puțin din numărul acestor săli de jocuri de noroc, cel puțin în acele locuri pe care le-ați enumerat mai devreme? Au diverse teorii, ba că nu e bun proiectul, ba că au ei un proiect mai bun... sau la vot pur și simplu în comisii, deși spun una, votează alta, pentru că, din punctul lor de vedere, e foarte important ce vede publicul. Dacă la televizor oamenilor li se spune, iese domnul prim-ministru Marcel Ciolacu și spune, suntem împotriva jocurilor de noroc, dar și oamenii văd, asta este prima știre care o văd și percep lucrurile din perspectiva asta, după care ulterior nu se întâmplă nimic, oamenii au impresia că se va face ceva, lucru care nu se întâmplă. Se tergiversează cât se poate de mult. Nu este normal să avem, să fim, nu știu, să trăim în orașe în care la fiecare câteva sute de metri întâlnim o sală de jocuri de noroc. Nu este normal ca elevii, copiii să iasă din curtea școlii și să intre... să joace la păcănele. Și nu numai, pentru că întâlnim toate categoriile sociale, toate categoriile de vârstă în aceste săli de jocuri de noroc. Bineînțeles, cum spuneam, cei mai expuși sunt cei foarte tineri, care au o rezistență mai scăzută la astfel de tentații, sunt mai vulnerabili. Persoanele, de asemenea, persoanele care nu dispun de resurse financiare și care speră la câștiguri de tipul acesta, pentru că de multe ori se gândesc că nu mai au speranțe, nu reușesc să facă față cheltuielilor curente. Și în județul nostru, așa cum știți și dumneavoastră, ne aflăm într-o astfel de situație, pentru că județul Hunedoara nu este un județ cu o populație foarte înstărită. Ce ne mai ridică sunt acele pensii ale minerilor, ale energeticienilor, da, pentru că aici suntem în top. Avem cea mai mare pensie capitol. Medie, da, într-adevăr, din România, dar este păcat, uite și acolo, este păcat pentru că atunci când, nu știu, ca unui copil căruia îi pui în față o prăjitură sau o ciocolată și îi spui nu e voie s-o mănânci, o dai un pic mai încolo, dar o lași acolo pe masă. Exact așa sunt și aceste jocuri de noroc, care atrag foarte mult pe lângă reclamele agresive pe care le desfășoară atât în mediul online, cât și la emisiunile, în pauzele publicitare de la emisiunile TV. În orașele mari nu mai vorbesc, că sunt imense reclamele puse pe blocuri, pe clădiri, le vezi de peste tot. Și oamenii sunt expuși la astfel de tentații și ajung să își distrugă viața, să-și distrugă resursele, să-și piardă familiile. Au fost cazuri de sinucideri. Exact, asta aveam să spun, că da, au fost situații în care, într-adevăr, oamenii au ajuns așa la capătul puterilor din această cauză, probabil văzând că și ultimul bănuț împrumutat sau realizat din vânzarea bunurilor pe care le mai aveau ei sau familiile lor, au ajuns în acest ultim prag. Evident, evident, și trebuie educație în acest sens, pentru că de asta și spun. Pentru cei tineri riscul este foarte mare. De aceea am și spus, o sală de jocuri n-ar trebui să se afle în proximitatea unei unități de învățământ. Este un risc foarte mare pentru copii, pentru adolescenți, este un risc foarte mare. Și spuneați că ați apelat la sprijinul cetățenilor, la sprijinul hunedorenilor, a românilor, pentru a putea acest proiect să devină lege. Da, și am încredere, pentru că să știți că mi-au scris foarte mulți. Ce trebuie să facă? Oameni. Sau cum? Noi am lansat o petiție online și trebuie să o semneze, tot la fel, online, da? E foarte simplu, prin apăsarea unui click și să spună că doresc ca astfel de proiecte de lege să treacă în Parlament. Genul acesta de petiții le-am lansat în toată țara, pentru că pentru guvernanți trebuie să conteze părerea cetățenilor. Și cu cât mai mulți hunedoreni semnează, cu cât mai mulți cetățeni, inclusiv din alte județe, semnează, va crea o presiune
asupra guvernanților să se miște, să facă ceva, să treacă aceste proiecte, să le aprobe, să voteze pentru ele în Parlament. Că așa cum spuneam, până la acest moment, deși clamează și spun că sunt împotriva jocurilor de noroc și împotriva expunerii atât de agresive la jocurile de noroc, în fapt nu fac nimic și tergiversează aprobarea, votul acestor proiecte. Nu aveți speranță că poate până la finalul anului se va schimba ceva în acest sens și vom avea poate o astfel de lege? Eu sper în continuare, de asta și lansăm astfel de petiții, pentru că eu cred în puterea cuvântului cetățenilor și noi credem care că vocea să fie extrem de importantă. Da, este importantă și vom duce mesajul lor. Vom duce mesajul lor și le vom spune, uite, din județul Hunedoara au semnat atâtea persoane, din celălalt județ au semnat atâtea persoane. Este imposibil ca la un moment dat această presiune să nu conteze, pentru că până la urmă cetățenii vor vedea. Vor vedea că domnul Ciolacu spune că nu suntem de acord cu jocurile de noroc, dar în continuare le lasă să funcționeze în același ritm. Zilele trecute chiar m-a sunat cineva și mi-a zis, știți, cunosc o persoană care și-a pierdut casa, și-a pierdut familia și doarme în mașină. Pentru că a pierdut tot ceea ce a avut și toată munca din cauza acestei dependențe. E grav și astfel de lucruri trebuie limitate, astfel de expuneri trebuie limitate. Cu cât ești mai puțin expus la așa ceva, cu atât mai mic este și riscul de a căpăta o astfel de dependență, de adicție. Și în timp ce există discuții și la nivelul guvernanților noștri despre acest subiect, se mai întâmplă și alte lucruri în țară și spuneam la începutul emisiunii că se anunță posibile noi taxe, noi biruri pentru români. Recent au simțit foarte mulți antreprenori din România aceste majorări de taxe. Unii dintre ei au ales să își expună punctul de vedere în mediul online, alții au ieșit în stradă chiar să se plângă de faptul că afacerea lor, construită cu mari sacrificii pentru unii, poate să fie închis acum. Da. Deci se anunță noi taxe acum pe final de an? A apărut ieri un draft de ordonanță de urgență care din nou, prin ceea ce arată, acum rămâne de văzut dacă vor adopta această ordonanță de urgență, spune că, de exemplu, că dacă deții o micro-întreprindere, ca să știți că există un prag de impozitare pentru trecerea la 3% pe cifra de afaceri, trebuie să nu ai rude până la gradul 3 care să dețină o participațiune la o astfel de micro-întreprindere, la o altă micro-întreprindere. Cu alte cuvinte, eu am o afacere, sunt un tânăr antreprenor, nu mă pot căsători cu cineva care are o altă afacere, sau nu pot să am un frate sau un văr care are o astfel de afacere. Nu pentru poți, că poți, dar... Poți, dar plătești mai mult la stat. Și eu nu știu cum, mă scuzați de expresie, cum le-a debitat mintea așa ceva, dar au o disperare de a mai jupui oamenii de bani, de a mai aplica niște taxe, încearcă să inventeze tot felul de astfel de aberații, că nu poți să numești altfel o astfel de idee, să mai ia de la cetățeni, de la oamenii care muncesc cinstit și să bage în buzunarul, de exemplu, pensionarilor speciali sau a celor miilor de noi angajați în instituțiile de stat. Deși se discuta foarte mult despre această reformă în administrație, despre faptul că vor fi dați afară foarte mulți funcționari publici care poate nu se regăsesc în acele instituții, lucru care a rămas de asemenea așa în a rămas pe hârtie și în declarații. În fapt, guvernul Ciolacu a adus alte câteva mii de angajări noi la stat, doar la Secretariatul General al Guvernului sunt câteva sute de noi angajați. Cum spuneam și înainte și cum vă spuneam și în emisiunea anterioare, domnul Ciolacu se conta de domnul Ciucă de la PNL
nu face altceva decât să iasă pe sticlă și să spună, noi nu vom aplica noi taxe, noi dorim binele cetățenilor, noi facem și tregem să fie bine pentru România, să fie stabilitate, că de fapt de asta au spus ei că fac o coaliție împreună PSD cu PNL, să existe stabilitate. Păi singura stabilitate pe care noi o vedem în România este cea consecventă de creșterea taxelor și impozitelor. Cea în care se aplică noi biruri cetățenilor. Asta este singura stabilitate pe care noi o putem constata de când PNL cu PSD s-au asociat și guvernează împreună. În condițiile în care PNL era susținător al antreprenorilor, al mediului privat, dar lucrurile s-au schimbat între timp și iată că nu mai susțin antreprenorii români, pe cei care, într-adevăr, și-au pus de-a lungul anilor umărul la bugetul acestei țări până la urmă, pentru că avem peste 1 milion și de funcționari publici, ceilalți o mare parte pensionari și partea aceasta de mijloc, care este cea mai mare, de fapt, nu? Din mediul privat, aici se atacă acum. PNL, așa cum știe toată lumea în țara asta, împreună cu președintele Iohannis, și-a trădat electoratul. I-a mințit, le-au spus votați-ne pe noi ca să nu iasă PSD. I-au mințit spunând că susțin antreprenoriatul și factual sunt la ora asta în situația în care acceptă și propun constant măriri și majorări de taxe, în special agresează mediul privat. Mediul privat pe care ei, așa cum spuneați, au susținut că de fapt îl susțin și că își doresc dezvoltarea. Lucru care se și întâmplă la un moment dat, pentru că au susținut antreprenoriatul până la un punct. Da. Din păcate, sunt la degetul mic al lui Ciolacu și pentru a-și păstra pentru ei și pentru rudele lor diverse funcții, sinecurile, angajările la stat și prin diverse instituții, sunt dispuși să încalce orice fel de principii pe care le-au clamat, orice fel de declarații pe care le-au făcut și astăzi nu vedem decât cum domnul Ciucă dă din cap aprobator atunci când domnul Ciolacu iese și sau își trimite, prietenii din PSD să mai ia taxe de la români. Lucru care a determinat chiar și pe unii liberali să plece din acest partid, tocmai că și am discutat și cu hunedoreni care au ales să facă acest lucru, să plece din Partidul Național Liberal, care spuneau că le este rușine. Păi depinde despre care vorbiți, pentru că eu văd primari peneliști care spun că le este rușine, dar se mută la PSD. Depinde unde pleacă, pentru că deocamdată prea puțini sunt cei care au plecat, îi vedem și în Parlament, sunt sub 20 de parlamentari care au ales să se despartă de PNL atunci când PNL a făcut această alianță și la noi în județ eu nu prea am văzut peneliști care să se revolte, să-și ia tălpășița și să plece. Au plecat la PSD din primari sau am văzut... Declarativ deocamdată, pentru că nu pot să facă deocamdată acest lucru că și-ar pierde mandatul. Se știe că trec la PSD și nu este niciun secret, vorbim de primarul de la Puiș, de cel de la Crișcior. Deocamdată. Care sunt cu arme și bagaje în barca PSD, pentru care acum Consiliul Județean vrea să aloce niște bani din fondul de rezervă pentru că n-au primit bani la ultima tranșă. Aceștia sunt peneliști pe care eu personal i-am văzut că pleacă. În rest, nu prea văd peneliști revoltați. Fac casă bună în cam toate primăriile cu pesediștii. Unul singur am văzut care a plecat la AUR. Dar n-am putea să spunem că AUR este un partid care respectă valorile liberale. Dimpotrivă, își doresc reîntoarcerea la comunism, naționalizări,
și așa mai departe. Da, va fi un an extrem de interesant 2024 din acest punct de vedere, pentru că cărțile încă se mai fac și în ceea ce privește pe primari, și spuneați că nu i-ați văzut să fie revoltați. Le-ar fi probabil destul de greu să se revolte în adevăratul sens al cuvântului acum, pentru că sunt cumva la portofelul și a guvernului și a Consiliului Județean, și atunci poate pentru binele cetățenilor pe care îi reprezintă aleg să stea crească în taxele, banca lor. De fapt. Da, pentru binele cetățenilor aleg, nu pentru binele cetățenilor aleg să stea în banca lor. Pentru buzunarul lor aleg să stea în banca lor. Pentru binele lor aleg să stea în banca lor, pentru că cetățenii nu simt nicio îmbunătățire. Nu sunt bani în spitale. Nu există la momentul acesta resurse, nu sunt nici măcar soluții de perfuzat, nu sunt truse de perfuzat. În unele spitale, poate. În marea majoritate a spitalelor sunt spitale în care nu mai există medicamente, în care cetățenii trebuie să vină cu medicamentele de acasă. Pentru că guvernarea PSD-PNL n-a fost în stare să facă o rectificare bugetară și domnul Ciolacu dă din pixul lui, din rezerva de stat, bani acolo unde consideră el de cuvință. Au ieșit în stradă oamenii din spitale, au ieșit în stradă farmaciștii, că nu se mai decontează medicamente. În fiecare săptămână vedem oameni care ies în stradă din diverse motive, pentru că n-au fost în stare să mărească salarii la momentul potrivit, în condițiile în care avem o inflație, așa cum o știți și dumneavoastră, și cu banii cu care te duceai în urmă cu un an, să zicem, la magazin și îți cumpărai cele de trebuință, astăzi poate mai cumperi 80% din ceea ce puteai cumpăra acum un an. Și am avut foarte multe instituții și în județul Hunedoara, în special cele în subordinea Ministerului Muncii, care au ieșit în stradă, da, și au arătat nemulțumirea vis-a-vis de salariile pe care ei le primesc. Am avut și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate în grevă. AJOFM, Casa de Pensii, acum am primit mail-uri din toată țara de la direcțiile de sănătate publică. La fel și aceștia au protestat. Și în județul Hunedoara au protestat, da, cei de la DSP. Guvernul Ciolacu trebuie să mai dea niște bani pe la AMEPIP, de exemplu, acea agenție care ar trebui să controleze întreprinderile de stat. Sume colosale, salarii de asta e bine, mii, dacă de zeci de mii de euro. Verifică, nu, aceste instituții, e bine că există, nu, această... Nu, este o nouă structură, un fel de struț, o cămilă așa, care de fapt nu face altceva decât să mai încaseze niște bani de la buget. Noi am propus, de exemplu, acum desființarea Ministerului Familiei. Este un minister care doar înghite bani cu niște funcționari care... Dar au foarte multe proiecte care sunt așa primite cu apreciere de către români. Nu, acel minister a fost făcut pentru doamna Firea. A fost creat special ca o sinecură pentru doamna Firea. Și după acel scandal cu azilele, când s-a retras doamna Firea, a rămas acest minister care de fapt ar putea, n-ar fi nevoie de existența unui nou minister ca să justifice aceste activități. Ei, la un moment dat se vorbea și de faptul că sunt prea mulți parlamentari și de asemenea nu s-a întâmplat absolut nimic. Bineînțeles. A rămas... La fel cum de ani de zile noi milităm împotriva pensiilor speciale, pe care le considerăm complet injuste, dar despre care parlamentarii clamează că nu și le doresc, în schimb funcționează și vom vedea, vom avea acum, începând de la 1 ianuarie, intrate în vigoare, dacă nu se prorogă, pensiile speciale ale primarilor și ale președinților de consilii județene. Deci vor fi mai multe pensii speciale, să înțelegem, decât cele cu care eram obișnuiți până acum. Vor primi și aleșii locali pensii speciale. Ce înseamnă pentru bugetul statului aceste pensii? Păi uitați ce înseamnă, nu pentru bugetul statului, înseamnă pentru cetățenii români. Cetățenii români cărora li se impun noi taxări. Despre asta e vorba. Sau amânarea contribuțiilor, de exemplu, la pilonul 2 de pensii, care ar fi trebuit să crească, da, cota de la 3,75 la 4,75 începând cu ianuarie 2024, și vedem în această ordonanță
intenția de amânare pentru 2026 a creșterii acestei cote. Asta e foame de bani. Foame de bani la PNL și la PSD pentru angajaților, pentru prietenilor, pentru prietenii de partid. Dar de ce ar interesa pe români, pe acel român de rând, care își numără ultimii bănuți pentru medicamente, pentru asociație, pentru toate utilitățile, de ce ar interesa pe acești români faptul că acești guvernanți, indiferent care sunt sau au fost, pentru că nu am ajuns în această situație de un an sau doi, avem așa vechime în acest domeniu, de ce ar interesa că acești oameni nu sunt poate capabili să gestioneze banii pe care țara aceasta îi are? Credeți că îi mai interesează pe români acest lucru? Ei vor stabilitate, vor alte lucruri. Păi tocmai vă spun, în primul rând, că în această situație, dacă vă referiți la cea cu creșterile de taxe, suntem exact de când s-au aliat PSD și PNL și guvernează împreună. Deși au spus constant că nu vor crește taxe, asta au făcut. Despre asta vorbim, dacă la asta vă referiți cu această situație. În altă ordine de idei, de ce i-ar interesa pe români, de aia ar trebui să intereseze, pentru că atunci când se duc la farmacie să-și cumpere medicamente, constată că nu sunt sau că nu se pot compensa, că farmaciile nu mai au bani. Pentru că dacă ai o mică afacere, vine statul și din munca ta îți ia mai bine de jumătate, poate. Pentru că atunci când românul se duce sau hunedoreanul trebuie să se ducă în spital, trebuie să vină de acasă cu medicamentele, până și cu betadina de multe ori cu care se dezinfectează, cu trusele perfuzoare, că oamenii ajung și din câte știu ați cam trecut și dumneavoastră prin această situație. Am trecut prin aceste situații, dar să știți că în urmă cu 2 ani nu era nici pe departe dezastrul de acum. Asta este situația la acest moment, asta fac PSD și PNL, ne-au adus într-o situație dezastruoasă și banii ajung doar din pixul domnului Ciolacu. Dacă domnul Ciolacu vrea să dea bani undeva, dă din fondul de rezervă. Dacă n-are chef, domnul Ciolacu nu prea dă. Vorbim aici despre chef, de a avea chef sau nu? Păi știți cum e și cu cheful ăsta, că de multe ori dă acolo unde are interes să dea sau unde este presiunea foarte mare. Și dacă mai are de unde să dea, pentru că ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi, datoria României a crescut, a atins un prag pe care nu l-a atins niciodată până acum, ne-am împrumutat mai mult decât ne-am împrumutat în perioada pandemiei. Suntem într-o situație dezastruoasă și totul se face din, așa cum spuneam, din pixul domnului Ciolacu și cu domnul Ciucă de la PNL dând aprobator din cap. Păi sunt în coaliție, nu sunt parteneri în această ecuație. Eu înțeleg o coaliție cu consultări, cu a cădea de acord, pentru că PNL are suficiente voturi astfel încât să-și impună. Și ei, de exemplu, ar putea să-și impună proiectele de susținere a mediului antreprenorial. Dar nu o fac. Nu o fac, pentru că le convine, v-am spus, este teama foarte mare de a-și pierde funcțiile. Și atunci preferă să crească taxele românilor decât să refuze ceea ce propune prestațele românilor pentru a putea susține și aceste pensii speciale ale aleșilor locali despre care am început puțin mai devreme discuția. Ce-i drept că în urmă cu destul de mulți ani a început această discuție că ar avea nevoie totuși și aleșii locali, primarii și președinții de consilii județene de această pensie specială. Iată că acum... Dar de ce ar avea nevoie? De ce trebuie să fie nevoie de o pensie specială, pentru că oricum au salarii și contribuie la fel ca orice alți cetățeni din salarii, din indemnizații. Se contribuie către bugetul de pensii. De ce au nevoie mai mult decât alți români? Pentru că orice român merge, muncește, plătește taxe, plătește impozite, plătește contribuții la pensii și la finalul perioadei în care poate să muncească, ia o pensie conform contributivității. De ce au nevoie domnii primari și președinți de consilii județene de pensii speciale? Vi se pare că au făcut sau li se pare românilor că au făcut așa lucruri importante? Pentru că dacă e să ne uităm în localități și ce se întâmplă și nu mai departe vedem ce e pe aici, pe la Deva, că sunt rari primarii care au
avut așa realizări importante. Românii știu, și pentru că pot să numere pe degete câteva, cele câteva localități în care, care pot e fi date frumos, exemple, care pot da. Fi date exemplu. Da. Și atunci, pentru ce ar merita acești primari pensii speciale? De ce? De ce ar merita președinții de consilii pensii speciale? De ce ar merita primari de comune cu câte 200-300 de locuitori? V-ați opus acestei legi, USR s-a Evident opus? Evident că ne-am opus. Noi, așa cum spuneam, am depus proiecte de legi încă din legislatura trecută. Printre primele proiecte de legi pe care USR le-a depus au fost cele de tăiere a pensiilor speciale. Inclusiv pentru aleșii locali? Inclusiv pentru aleșii locali. Bineînțeles că ne-am opus. Problema este că noi nu avem majoritate, ăsta este votul pe care ni l-au dat românii și mandatul, avem 16%, cu 16% nu poți să schimbi lucrurile. De aceea ne dorim ca în viitor oamenii să înțeleagă, să vadă, să simtă că, cum să spun, că au fost mințiți și să aleagă cu atenție. Pentru că știți cum minciunile sunt foarte, sau vorbele sunt foarte frumoase în campanii electorale și pe la televizor, dar românii trebuie să discearnă între ceea ce li se promite și ceea ce se întâmplă cu adevărat, între vorbele frumoase care se spun la televizor și faptele proiectele pe care într-adevăr le duc la îndeplinire cei care guvernează România. Vorbe frumoase care par a se concretiza începând de anul viitor sunt și cele referitoare la faptul că pensiile românilor vor crește. Nu vorbim aici de pensiile speciale, vorbim de pensiile tuturor românilor. Da, a fost... O veste bună pentru pensionarii români, nu? A fost în urmă cu două săptămâni, a trecut prin Parlament această reformă a pensiilor. În primul rând că nu se respectă legislația în materie fiscală pe acest domeniu. Există foarte multe inechități acolo. Eu m-am bucurat că cel puțin pentru cei din Valea Jiului s-a ajuns la un rezultat bun, măcar atât, pentru că oamenii ăștia muncesc. Pe de altă parte, nu m-am asociat cu felul în care PSD și PNL s-au bătut cu pumnul în piept câte fac, pentru că eu știu, am colegi care lucrează în minerit, știu în ce condiții lucrează oamenii ăștia, știu că lucrează mai rău ca în anii 70, știu cum își riscă viața, și dar să știți că și ei știu că oamenii aceștia profită de situația în care sunt și înțeleg foarte bine, doar că înțeleg și ei pe de altă parte că au nevoie de aceste pensii, pentru că sunt oameni care nu pot în condițiile acestea să muncească până la o vârstă foarte înaintată și că această muncă te expune unor boli te expune, exact, unor boli, unor riscuri și atunci, când, da, și atunci când după viață de muncă ajungi să te pensionezi, măcar să ai posibilitatea să te bucuri de anii pe care i-ai muncit, de pensia pe care o meriți, pentru care ai contribuit, și să ai și bani de, eu știu, de tratamente, de medicamente, pentru că la asta se ajunge cel mai adesea pentru cei care au lucrat în minerit sau în industria grea, fără să mai vorbesc de, așa cum am vorbit în repetate rânduri, de incidența cancerului de la noi din județ. Da, și cum spuneam, două runde de majorări ale pensiilor anunțate pe anul viitor, la început de an, la pentru început ca ulterior, de an. În septembrie, să vorbim de noi majorări. Asta a fost anunțul. Trebuie majorate pensiile cu procentul de inflație. Asta așa, și din septembrie se vor face recalculări conform modificărilor legislative. Eu personal și nici colegii mei nu cred că se va ajunge să chiar să se facă, sau poate recalculurile se vor face, dar nu știu cum le vor da banii oamenilor, pentru că așa cum spuneam, deja ne împrumutăm excesiv, deja nu sunt bani, nu sunt bani acum. Eu vreau să văd, au și dus acest proiect până anul viitor în septembrie, în pragul alegerilor. De fapt,
sunt alte promisiuni. Înseamnă că vor găsi soluții, făcute. Fiind în pragul alegerilor, vor găsi cu siguranță soluții, nu pentru a... Noi în continuare sperăm și facem presiune pentru reducerea aparatului administrativ, pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Își asumă aceste reforme? Eu nu știu ce o să-și asume PSD și PNL, că așa cum spuneam, nu am văzut asumarea decât pentru mărirea taxelor și ale impozitelor. Am avut proiect de lege care, la fel, ajuta prin desființarea unor sinecuri să nu se mai cheltuie niște bani. L-au respins în urmă cu câteva săptămâni. Mă refer la consiliile consultative de la JOFM-uri, unde sunt 15 persoane în fiecare județ care primesc bani pentru participarea la o ședință. Nu este normal așa ceva. Deocamdată, singura lor soluție este sunt noi biruri pe mediul privat. Dar vom vedea ce vor face. Presupun că vor ajunge poate să mărească pensiile, poate nu cu cât au promis, poate cu mai puțin, tocmai având în vedere faptul că se va întâmpla asta înainte alegerilor din toamna viitoare. Da, rămâne de văzut cu ce noi taxe și impozite îi vor încărca pe oameni, pe de-o parte. În an electoral mai vin cu noi taxe și impozite? Păi noile taxe și impozite intră din ianuarie, adică an electoral. Va fi interesant 2024, cum am spus-o și o spun de fiecare dată, nu știm ce ne va rezerva viitorul, știți că e o vorbă, dar trebuie să avem așa cumva, măcar o fărâmă de optimism în noi, pentru că lucrurile încă se mai pot schimba în bine, dacă ne dorim, vă doriți și fiecare dintre cei care sunteți acolo, puneți umărul până la urmă pentru a face aceste schimbări. Un ultim subiect, am văzut și în mediul online acel grafic PISA referitor la gradul de analfabetism din România la nivelul anului 2022. Ce părere aveți despre aceste rezultate pe care România le are în ceea ce privește educația până la urmă? Rezultatele reflectă România educată a lui Iohannis. Asta arată aceste rezultate. Rezultatele sunt de asemenea ale doamnei Deca, ministrul educației și protejata domnului Iohannis. Și sunt puține cuvinte de spus. România se află în coada clasamentului, de fapt pe penultimul loc la aceste teste și indiferent cum încearcă să justifice doamna Deca aceste rezultate, realitatea este că sunt dezastruoase. Și dacă nu facem ceva pentru educația copiilor noștri, ne vom confrunta sau copiii noștri vor, când vor deveni adulți, vor deveni niște adulți mai puțin productivi, cu salarii mai mici, cu competențe mai puține, pentru că educația ar trebui să îi învețe să înțeleagă texte, să se descurce. În condițiile în care acum, iată, sunt elevi care au media sub 5, ca să nu spunem, burse. Și primesc burse. Un alt exemplu pe care doamna Deca îl dă cu privire la ceea ce înseamnă învățământul în România. Poate că există o logică în acest lucru, dar eu mi-amintesc că cât timp am fost în școală pentru a primi bursă, în primul rând că erau foarte puține burse care erau alocate către elevii care, bineînțeles, erau și acele burse sociale și burse de merit, de cei care participau la olimpiade și așa mai departe, dar vorbeam de 9-50 în sus. Despre da. Aceste burse. Puțini aveam posibilitatea să ajungem la aceste burse și bătălia așa era destul de mare între elevi. Da, ne punem întrebarea, cum mai sunt stimulați cei care muncesc? Elevii care muncesc și își petrec weekenduri și vacanțe învățând, participând la olimpiade,
cum care mai nu sunt deloc ușoare. Care nu sunt deloc ușoare și România s-a mândrit întotdeauna cu olimpicii la diverse materii. Cum mai sunt stimulați acești copii când văd că lângă ei există alți copii care iau aceeași bursă de merit, unul pentru participarea la olimpiade și pentru nota 10 și altul pentru nota 4. Cum îi mai stimulăm pe aceștia? Când există niște eforturi, știu că am copii la școală, băiatul meu este student, da? Știu ce înseamnă și cât efort și câtă muncă și cât trebuie să învețe un astfel de copil ca să ajungă să participe la olimpiadă și altul care, din diverse motive, că nu e eu nu cred că este vina copiilor, ci mai degrabă a mediului în care se află, iau bursă ca și ei. Asta este România educată a lui Iohannis și... E drept, trebuie încurajați toți elevii să devină mai buni, doar că probabil formula trebuie gândită puțin altfel. Realitatea este că, într-adevăr, copiii, sunt mulți copii cu note mici, pentru că nu, de exemplu, nu participă la orele de curs. Noi am avut și am propus în repetate rânduri creșterea numărului de școli pentru copii care primesc o masă caldă. A fost un program pilot, n-ar mai fi trebuit la ora aceasta să fie un proiect pilot, ci copiii să primească o masă școală măcar peste tot în mediul rural, pentru că acolo sunt condiții mai dificile, copiii parcurg distanțe mai mari, părinții poate nu reușesc să-i ducă sau o situație familială în care poate sunt crescuți de bunici sau părinții sunt plecați în afara țării pentru că nu-și găsesc job în zonele din rural și atunci copiii absentează de la școală și evident nu reușesc să învețe. Da, sunt dar mulți factori care nu aceasta aici. Este calea de a le da niște bani. S-a constatat că în școlile în care s-a dat această masă caldă pentru copii, s-a redus foarte mult abandonul școlar. Despre asta vorbim. Nu dacă i-ai dat o bursă și îl demotivezi pe cel care învață și se străduiește, rezolvi problema. Se pierde acel echilibru. Nu, ci trebuie să-i faci, în primul rând, să vină la școală, să aibă o masă, pentru că acești copii vin de multe ori pentru acea masă caldă pe care o primesc la școală și există soluții, nu asta este, dar doamna Ligia Deca și domnul Iohannis, care e mai mult plecat decât prin țară, au reușit și această performanță. Că... Din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și astăzi. Vă mai așteptăm, probabil că după sărbători și după vacanță, nu? Veți avea și vacanță sau... În ianuarie. Așteptăm să vină proiectul de buget și... vom avea de lucru în Parlament pe bugetul de stat. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!